se chemau merele alea uscate? Scrijele, le ziceam noi. Scrijele. Și ce făceau din ele în post? Tot așa, le fierbea cu pierzi uscate. Și cu pierii uscate, aveam și pierii uscate. Și cum le usca? Pe lozniță, ca pe pierzi, cum să zice. Avea lozniță, mama mea avea în grădină. Ați avut dumneavoastră? Da, aici n-am.